Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. În primul rând vreau să vă mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu sau că vă veți abona la canalul meu. Vreau să vă mulțumesc că vizionați filmulețele mele. Vreau să vă mulțumesc că vizionați acest filmuleț. La sfârșit, de obicei, uit să spun multe lucruri, așa că le voi spune la început cât încă am ideile cât de cât în ordine. În primul rând, eu deja am idei pentru filmulețe, cred că pentru tot anul. Deci, știu cam ce aș putea să filmez, am idei foarte multe, cu timpul stau mai prost, însă nu aș vrea să filmez doar lucruri care mi se par mie interesante. Aș vrea să știu și ce vă interesează pe voi, ce vă place să vedeți pe acest canal sau ce ați vrea să vedeți în continuare și astfel să încerc să combin și ce vreți voi să vedeți și ce am eu deja pregătit. Deci nu uitați să-mi lăsați în comentarii lucrul acesta. Acum aproape 2 săptămâni, cred, am fost la o conferință. O fată de acolo s-a apropiat de mine, mi-a spus că mă urmărește pe YouTube. Eu eram foarte stresată pentru că nu știam unde este Melissa. Melissa era în siguranță, însă era o mulțime de oameni acolo și mi-era teamă să nu se vadă singură, adică fără mine, și să se sperie. Și o căutam pe Melissa, eram foarte stresată și nu am stat de vorbă cu acea persoană și vreau să-mi cer iertare dacă am părut nepoliticoasă. Te-am căutat după aceea pe acolo, dar nu te-am mai văzut în mulțime și vreau să-mi cer iertare dacă am părut nepoliticoasă. Chiar mi-ar fi plăcut să stăm mai mult de vorbă, dar momentul acela a fost, cred că, cel mai tensionat din acea perioadă, pentru că nu știam unde este Melissa și ca mamă, asta te interesează, unde sunt copiii, în rest, altceva contează mai puțin. Bun, și îmi cer iertare dacă am părut nepoliticoasă. Noi suntem în continuare în renovare cu bucătăria, de asta am și întârziat cu filmulețele, de asta n-am postat zilele trecute. Suntem în renovare, o să vă las o poză să vedeți, sau mai multe poze să vedeți ce facem. Ați văzut cât de hardi suntem, nu? Eu cu Florin ne-am apucat de renovat. Nu ne pricepem foarte tare, acum învățăm, merge mai greu din cauza aceasta. Însă, de ce facem noi și nu vine o firmă să facă? Simplu, pentru că vrem să economisim niște bani. Mâna de lucru este foarte scumpă în Germania și, sincer, decât să plătim să ne facă alții ceva ce putem să facem și noi, preferăm să facem noi și cu banii aia să facem altceva. Și poate nu o să iasă 100% perfect, dar o să fie perfect pentru noi. Asta este tot ce contează, eu sunt foarte mulțumită și la sfârșit vă voi arăta și vouă rezultatul. Acum, haideți să intrăm în subiectul acestui filmuleț. Am primit foarte multe mesaje de la mămici cu copilași bolnavi sau cu probleme asemănătoare pe care le are Claudia sau și probleme diferite, dar ideea de copil bolnav este destul de greu de acceptat ca mamă. Și vreau să vă spun pentru mine sau din punctul meu de vedere cum este să ai un copilaș bolnav. Pentru o mamă este punctul cel mai sensibil, adică poate să se întâmple orice în jurul tău, nimic nu contează atâta timp cât copiii sunt bine. A fost și pentru noi foarte greu să acceptăm. Ne-am rugat, ne-am luptat, am sperat, am crezut că până la urmă va fi bine, că se va naște sănătoasă. Am crezut lucrul acesta, nu s-a întâmplat. Noi credem în continuare că va veni ziua în care o vom vedea pe Claudia sănătoasă și o așteptăm. Însă, până atunci, cum este să ai un copil bolnav? Fiind primul copil și singurul copil aproape un an și ceva, 14 luni era singurul copil, nu a fost chiar atât de greu pentru că aveam timp, aveam energie, totul se focaliza spre Claudia. Deci tot viața noastră de familie se învârtea în jurul Claudiei. Și neavând alți copii, am văzut cum sunt alți copii, dar pentru noi, ea fiind primul copil, ea era perfect normal. Adică nu ni s-au părut atât de mari diferențele în dezvoltare sau faptul că ea practic era cam pe loc cu dezvoltarea. Era perfect normal să aibă 8 luni și ea să nu stea în funduleț. Sau era perfect normal să aibă un an de zile și ea să nu-și țină capul. Deși auzeam tot felul de reacții, de comentarii, ba de la persoanele din jur, nu știu, când mergeam la cumpărături, de exemplu, sau
Și la spital medicii ne spuneau că nu se dezvoltă așa cum trebuie și știam și noi, dar pentru noi ăla era normalul și atât. La un moment dat chiar mi-aș fi dorit să se oprească timpul în loc, să ne oprim, nu știu, undeva la 2 luni, să nu mai treacă timpul, Claudia să rămână la 2 luni, pentru că de fiecare dată când mergeam la cumpărături, de exemplu, și na, se mai apropie câte o tanti, câte o nu știu ce și ea, ce drăgălașă e, cât are. Și eu când îi spuneam că are 6 luni și ea stătea tot întinsă, vai, are 6 luni, dar este bolnavă sau de ce? Sau ce s-a întâmplat? Sau... Și începeau astfel de întrebări curioase care deranjează. Și da, mi-am dorit să ne oprim la 2 luni și să trăim toată viața cu Claudia la vârsta de 2 luni. Dar, bineînțeles, nu este posibil lucrul acesta. Asta cu dezvoltarea. Eu am trăit foarte mult timp și poate și Florin, dar eu vorbesc despre mine, am fost terorizată de ideea de a merge la spital. Nu știu dacă există cineva care să iubească spitalele, însă eu mă număr printre acele persoane care urăsc din tot sufletul spitalele. Și nu pentru că sunt oameni răi sau văd partea bună a spitalelor, dar gândul de a ne interna, nu știu, mie îmi dă o stare foarte, foarte neplăcută. Și da, eram terorizată pentru că nu știam mâine ce o să fie sau peste 2 ore ce o să fie, dacă va trebui să ne internăm sau dacă vom ajunge din nou la spital. La noi și controlele de rutină uneori se finalizau cu o internare la spital și gândul ăsta pe mine mă termina. După aceea, este foarte greu să-ți vezi copilul cum se chinuie și nu poți să faci nimic. Deci asta este cel mai dureros. În momentul în care copilul tău are o problemă și tu poți să-l ajuți, nu e atât de dureros, dar când vezi că se chinuie, face multe crize sau vomită sau îi este rău și nu poți face nimic, E frustrant, e dureros. E obositor să ai un copil bolnav. Primele 2-3 luni poți să spui că este ca un bebeluș și na, e normal tot ce faci pentru el. Dar cu cât vârstă, înaintează în vârstă, dezvoltarea lui a rămas la același punct. Practic, tu trebuie să faci totul în locul lui în continuare. Și asta este obositor. Obositor pentru că ia timp. De exemplu, noi cu Claudia pierdem foarte mult timp când mănâncă, ea mănâncă foarte încet, foarte greu și toate astea ne consumă timpul. Dar la început nouă ni s-a părut normal. De ce tot spun la început? Pentru că după ce a venit Melissa în viețile noastre, am reușit să conștientizăm la un alt nivel diferența între Claudia și un copil sănătos. Diferența pe care până la venirea Melissei nu o conștientizam foarte mult. Chiar dacă vedeam alți copii sănătoși, mă gândeam, ei, se dezvoltă ei mai repede, sunt ei mai precoce, la Claudia totul este normal, ei sunt puțin prea înaintați cu dezvoltarea. Așa mă consolam eu. Să ai un copil bolnav poate să fie și frustrant în momentul în care plânge, de exemplu, și nu știi ce să faci. Încerci tot ce îți trece prin minte, tot ce este omenește posibil, poate le reiei pe toate, reiei toate încercările de a liniști copilul și copilul tot nu se liniștește. Poate deveni frustrant și ca orice om poți să-ți pierzi răbdarea. Eu mi-am pierdut răbdarea de foarte multe ori. Când e Florina acasă mă ajută pentru că o ia el și atunci pot să iau o gură de aer proaspăt să-mi revin și să continui cu ce am de făcut. Dacă Florin nu e acasă, prefer să o las 5 minute sau 10 minute într-o cameră, bineînțeles mă asigur să nu aibă pături, perne, jur, pentru că ea se mai încordează și își mai trage diverse chestii așa involuntar pe față, deci am grijă să fie în cele mai bune condiții și o las 10 minute, nu rezist chiar 10 minute, dar vreo 5 minute o las singură să plângă, mă duc, iau o gură de aer, mă încarc așa puțin, îmi încarc puțin bateriile, ca atunci când telefonul e pe descărcate și mai bagi 10 minute la încărcat, să cam asta fac și eu. Îmi încarc bateriile, după aia o iau de la capăt, mă duc, o iau și încerc să o liniștesc. Și uneori se liniștește, uneori se liniștește mai greu. Este foarte greu iarăși să ai un copil bolnav pentru că nu poți să-ți faci planuri cum vrei tu, nu poți să te duci unde vrei tu. Poate și dacă te duci undeva, dacă ea nu se simte bine sau așa, trebuie să vii acasă.
De exemplu, la Claudia mai era o problemă. Claudia vomita destul de des și este destul de frustrant. În momentul în care abia ai spălat-o, de exemplu, abia am spălat-o, era curată, parfumată, după 5 minute vomită și își murdărește părul, de exemplu, iarăși. Trebuie să o spăl din nou. Și, bine, veți spune poate că ar trebui să o tund. Nu vreau să o tund, îmi place cu păruțul ei așa lung, îmi place lucrul acesta. Și chiar dacă ar avea părul scurt, nu ar fi nicio diferență, pentru că în momentul în care vomită și curge așa, eu știu cum, stă pe pernă și se murdărește, oricum trebuie spălată. Și cu părul lung sau cu părul mai scurt, tot trebuie spălată, că nu pot să o las să miroasă a vomă. Recordul nostru a fost într-o după-amiază, în aproximativ 5 ore, am spălat-o pe Claudia din cap până în picioare de 4 ori. Deci imaginează-vă, o speli, o îmbraci, stă un pic, iar se murdărește, iar la spălat. Se întâmplă lucruri în astea și poate deveni foarte enervant la un moment dat. Sunt și zile în care nu se întâmplă lucrurile genul acesta, dar eu încerc acum să scot în evidență părțile puțin mai neplăcute. Sunt momente în care, din cauza că nu știi ce să faci sau din cauza că ai obosit sau și nopțile nedormite, își spun cuvântul sau așa, multe, multe adunate, nu știu, eu de multe ori stăteam așa și mă gândeam și mai ales și comentarii de la anumite persoane de pe YouTube că, nu știu, în loc să-mi îngrijesc fetele, stau și fac filmulețe și bla bla bla, că sunt o mamă rea, am ajuns la un moment dat să-mi pun și eu întrebarea, dar oare chiar sunt o mamă bună sau sunt o mamă rea sau nu sunt capabilă să o liniștesc pe Claudia, nu sunt capabilă să am grijă de ea? Și erau foarte multe gânduri care mă frământau și care nu-mi dădeau pace. Dar, pe urmă, o rugăciune bună și așa, o descărcare cu lacrimi, cu muci, cu de toate așa, m-a ajutat să îmi revin și să văd lucrurile cu alți ochi și să o iau de la capăt. Dar da, poate să fie solicitant, poate să fie frustrant, însă asta nu mă face să o iubesc mai puțin. Ba chiar după ce s-a născut Melissa, fiind alăptată și na, bebeluș, automat trebuie să-i dai foarte multă atenție unui bebeluș, au fost persoane care mi-au spus că fac diferență între Melissa și Claudia, pentru că mă ocupam mai mult de Melissa. La început era normal să mă ocup mai mult de Melissa, dar atât de tare m-a speriat lucrul acesta, oare chiar fac diferență? Dar ca mamă nu ai cum să faci diferență. Dar de teamă de a nu o favoriza mai mult pe Melissa sau de a o îngriji mai mult de Melissa, am căzut în extrema cealaltă. Făceam toate lucrurile mai mult pentru Claudia și am ajuns să o dau puțin la o parte pe Melissa. Și lucrul acesta nu este bine. Și acum pot să spun că am găsit un echilibru și le îngrijesc pe amândouă după nevoile lor. Dar Melissa nu stă la pupat, așa că din cauza asta pe Claudia o pup mult, mult mai mult. Nu știu dacă există copil mai pupat decât Claudia. Probabil fiecare mamă își pupă copilul până nu mai poate, dar eu cred că exagerez un pic. Deci eu nu pot să o țin pe Claudia 5 secunde în brațe fără să nu o pup de 8 ori. Cam așa, deci suntem oameni, ne mai supărăm, ne mai enervăm. Am spus și eu de foarte multe ori că nu mai pot. Stăteam așa și mă gândeam dacă mi-au trecut prin gând așa gânduri, că n-am ce poate să treacă prin gând dacă nu gânduri. Oare am luat cea mai bună decizie când am păstrat-o pe Claudia? Nu a fost oare doar ambiția mea? Nu a fost oare doar dorința mea de a face, de a drege? Dar astea nu sunt gânduri pe care să le luăm în seamă și în acest moment și în 99,99% din cazuri am spus că da, a fost cea mai bună decizie faptul că am păstrat-o pe Claudia. Și acel 0,01% au fost gânduri care mi-au venit în situații critică, când chiar simțeam că nu mai pot. Deci nu regret deloc decizia pe care am luat-o atunci. Și un copil, chiar dacă este bolnav, merită aceeași dragoste și aceeași atenție sau poate chiar mai multă decât un copil sănătos. Și filmez această încheiere aproximativ 2 ore după restul filmulețului, poate și din cauza aceasta lumina diferă puțin, însă la editare mi-am dat seama că lipsește încheierea, că nu v-am spus nimic în încheiere. Și vreau să vă mulțumesc pentru vizionare, vreau să vă mulțumesc pentru abonare,
Sper că acest filmuleț v-a încurajat într-un fel sau altul și să vă rog, dacă vreți, să-mi scrieți în comentarii cum depășiți voi situațiile mai grele când, nu știu, aveți copilași bolnavi sau când nu mai știți ce să faceți ca mamei, când vă simțiți depășite, ce vă ajută să mergeți mai departe. Poate ne încurajăm una pe alta. Cam atât în acest filmuleț. Sper să ne vedem sănătoși, sănătoase data viitoare. V-am pupat!